Ca tronul lui Dumnezeu. Treceți prin cetate și ucideți fără milă, bărbați, femei, copii, bătrâni, tot. Dar cu un pas înaintea lor, mergeau în haină de in ca să facă semn pe fruntea celor care sunt de Domnul și păzesc poruncile lui. Interesant, vezi pe cetruirea și dintr-o dată omul în haină de in primește a doua poruncă. Vână-te între roțile heruvimilor. Și unul dintre heruvimi îți va dea focul mâniei lui Dumnezeu în mână. Și omul, în haina lui, se vâră între roți, ia focul dintre roțile heruvimilor și primește porunca. Aruncă peste cetate! Cu focul în mână, iese afară. Și când se arunce peste cetate, se rupe filmul și începe să-ți vorbească despre tronul lui Dumnezeu, despre heruvimi lui Dumnezeu. Și stai și te întrebi, ce s-a întâmplat cu focul mâniei lui Dumnezeu? Cât de mult? Eu n-am venit să aduc pacea pe cum am venit să aprind un foc. O spune Domnul Iisus. Și cât de mult doresc să facă lucrul acesta. Dragii mei, El este omul în haină de in. A luat focul mâniei lui Dumnezeu și l-a turnat în cap. Și-a plătit în păcatele noastre. Ăsta este tiparul profetic. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Întreaga Scriptură este, dacă vezi, măturată de acest tip al profetului. Aduceți-vă aminte de zilele lui Noe. Corabia s-a terminat, Noe era în corabie, animalele erau adunate. De ce a mai stat corabia deschisă 7 zile? Nu cumva, ca o invitație. Pe toți ceilalți. Acest tipar este tiparul Harului. În Ioan capitolul 3, versetul 16, se spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Și versetul 17 continuă, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar Dumnezeu nu poate mântui pe om frumos decât prin dreptate și judecată. Și aceea pedeapsa trebuie să cadă asupra lui. Oricine crede în El nu este judecat. Dar Dumnezeu a putut mântui pentru că El era în Hristos, împăcând lumea cu sine și neținându-le s-o păcară păcatele lor. Putea face Dumnezeu mai mult decât Dumnezeu. Nu uitați întrebarea de când am pornit când am citit blesteme de când le uite lor. Cine este acest Dumnezeu care rostește astfel de blesteme asupra propriului său popor, asupra coroanei creației lui? Dragii mei, veniți cu mine sub cruce. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul nostru. Acest tipar al Harului lui Dumnezeu explică paranteza din Apocalipsa 6 și 7. Da? Paranteza aceasta care acoperă istoria Bisericii este istoria în care Dumnezeu dă Harul și eu nu țin de istoria Bisericii, ci țin de istoria mea. M-am născut în 1900, dar am avut și Domnului, Dumnezeu știe când. Asta e vremea Harului pentru mine. Vremea Harului pentru mine. Prezența acestui tipar al Harului anulează oare principiul din Romanul 18? Mânia lui Dumnezeu se scoperă din cer, împotriva oricăi necinstirea lui Dumnezeu. Când a rupt mielul pecetea 7-a, și asta este ultima pecete, s-a făcut în cer o tăcere de aproape jumătate de ceas. Și am auzit pe cei 7 îngeri care stăteau înaintea lui Dumnezeu, li s-au dat 7 trâmbițe, sau am văzut pe cei 7 îngeri, li s-au dat 7 trâmbițe. Știți ce este jumătatea aceea de ceas? Liniștea dinaintea furtunii. Peceții lovesc o pătrime, liniștea și oameni. Trâmbițele lovesc o treime, cu alte cuvinte, pedeapsa începe să se amplifice. Oare de ce? De ce după crucea Domnului Iisus Hristos, pedeapsa care lovește Pământul este din ce în ce mai mare. Dragii mei,
Răspunsul mi se pare foarte simplu. Vedeți cum e în curtea lui Pilat. Domnul Iisus este prins în grădina Ghețiman, noaptea aceea în care a stat și s-a rugat înaintea Domnului. Am citit textul Isaia 63, este târât înaintea marilor norodului și în sfârșit pentru că nu puteau să-l omoare, l-au dus înaintea lui Pilat. Pe cine se răslobojesc? Pe Barnaba sau pe Iisus? Barnaba! 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 Păi Iisus ce să fac? Răstignește-l! Răstignește-l! Va vindecat copiii, va mulțit pâinea, va înviat morții. Ce rău l-a făcut? Eu nu găsesc nicio vină în el. Uitați-vă la răspunsul lor. Pregătorul a zis, ce rău a făcut? I-au strigat, au început să strige și mai tare. Să fie răstignit! Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că n-ajută la nimic, zarba se face tot mai mare, a luat-o Ilia, s-a spălat pe noi. Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestei treabă voastră. Și tot norocul a răspuns, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copilor noștri. Întreagă că am amintit zilele trecute. Știți greutatea acestui sânge? Dar în care asupra mea o nucă, pentru că trec pe sub nucă, nu-i mare. Chiar dacă noi avem vreo cioșă de mare, grădina. Dar dacă îmi cade o nucă de cocos, e un pic mai grav, așa? Dar dacă îmi cade o piatră de moară, oare cât cândalește sângele lui Hristos? Vă spuneam că toate păcatele lumii, oare ce au cerut ei să cadă asupra lor și asupra copiilor lor? Ne mirăm de tragedia prin care a trecut poporul acesta lui Dumnezeu? Dumnezeu a fost cinstit cu ei, înainte să intre în țară. Le-a pus binecuvântarea și blestemul în față și le-a zis, alegeți viața ca să trăiți. Ei nu, i-au ales moartea. Au ales moartea. Rezultatul este o istorie pe care nu cred că v-ați dori eu pentru voi și copiii voștri. Originea e aici, în textul acesta, în această cerere pe care au făcut-o. În Evrei, capitolul 10, versetul 13, de 18 la 31, avem concluzia cărții Evrei. Și versetul 28 spune, cine a călcat în picioare legea lui Moise, este omorât fără milă de mărturia 2 sau 3 martori, cu cât mai aspră pedeapsă. Noi tot zicem, o, harul, harul îndulcește lucrurile, nu, dragii mei, după textul Bibliei mele, harul înăsprește lucrurile, nu le îndulcește. Cu cât mai aspră, observați, Vechiul Testament, pe baza mărturii 2 sau 3 martori, era omorât fără milă. Cu cât mai aspru pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că știu cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Citiți cu mine. Grozav lucru este să cazi pe mâinile Dumnezeu cel Duhul. Eu pe frații mei, te văd spunând, cine va smulge din mâna lui. Bă, nu trebuie să fii smuls din mâna lui Dumnezeu. După textul meu, ferească Dumnezeu ca Domnul să strângă palma un pic. În Numeri, capitolul 20 și ceva, 22, 23, 24, 25, Dumnezeu strânge palma și 24.000 mor într-o singură zi. Grozavul e să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Și totuși, Dumnezeu oferă mai întâi lui Israel mântuirea. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, a zis Petru. Cui? Ucigașilor care au cerut sângele lui Hristos peste capul lor și a copiilor lor. Dumnezeu le spune prin Petru, pocăiți-vă. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Și apoi veți primi darul Sfântului. Deci făgăduința aceasta este pentru noi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt de partea cuvântului. Oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Veniți cu mine doi pași mai încolo în Cartea Faptelor și mă apropii de încheiere, ca să obosiți și voi și eu. Pentru mergeți pe templul această rugăciune și era unul lor acolo, toată lumea cunoștea, stea să cerșească în fiecare zi și întinde mâna spre Petru și eu am citit Petru, bagă mâna în buzunar, nu știu dacă avea buzunar, dar
Deci au și argintina. Dar ce am zis? În numele lui Iisus Hristos, scoate și omul. Și locul acela sare în picioare și prin poporul din jur vede minunea, minunea pe evrei. Wow! Se dă în bloc și Petru începe să le propovăduiască. Versetul 17. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri, după ce le vorbește despre vinovăția lor de a răstigni pe Hristos. Dar Dumnezeu a împlinit ceea ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui. Adică Hristosul va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să mi se șteargă păcatele. Să luați harul pe care Dumnezeu face poporul Israel, în ciuda faptului că au cerut sângele Iisus Hristos în care asupra lor, să mi se șteargă păcatele, să vină la Domnul vremuri de înviorare. Și să trimită pe Cel care a fost făgăduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Petre, stai un pic. De câte zile s-a înălțat Hristos la cer? Nu de multă vreme, nu-i așa? 40 de zile au umblat primii. Le-a spus să mai stea 10 zile să nu plece din Ierusalim până când se va coborî Duhul Sfânt. A venit ziua 50-mii. Suntem în capitolul 3, nu știm cât timp a trecut, Luca nu ne spune, dar nu au trecut ani de zile. Știți ce spune Petru? Dacă voi, ca mea, evrei, vă pocăiți, Dumnezeu îl trimite înapoi pe Hristos. I can't believe it. Țineți minte ce au întrebat din capitolul 1, Doamne, vremea aceasta e de gând să așez din nou împărăția lui Israel? Ce răspunde Domnul Iisus? Nu-i treaba voastră să știți regulile sorocele, că este Tatăl arăstat și este putinirea sa. Iar acum Petru spune, dacă noi, ca neam, ca popor evreu, ne pocăim Dumnezeu, trimit înapoi pe Hristos, din vremuri de înviorare și împărăția lui Israel este așezată, pe care trebuia să-l primească până la vremea așezărului nouă, tuturor lucrurilor despre care, despre aceste vremi, a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor prorocilor săi din vechime. Petru și eu am surprinși, am învățat în temniță, a doua zi se adună o adunare legiuită, 4 mari preoți sunt prezenți. Mai legiuită decât atât nu se putea. Și îi judecă, Petru îi înfruntă pe toți, după care îi bat cu mele și le dă drumul. Dar în momentul acela, cortina cade pentru poporul evreu. Hristos este respins, istoria intră în plie și până la această tragedie. S-a întâmplat și întâmplat. A doua zi, voi mari norodule, îi cheamă pe ei, adună pe mari preoți și pe bătrânii lui Israel și îi treabă, cu ce putere ați făcut voi lucrul acesta? Atunci, pentru prinde Duhul Sfânt, i-a zis, mai mare e norodului și bătrânei lui Israel, fiindcă suntem trași la răspundere pentru o facere de bine, făcutul unui om bolnav, și suntem întrebați cum a fost vindecarea. S-o știți tot, s-o știe toată casa lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră, pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Domnul l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care trebuie să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul, știți cu mine, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun nume dat oamenilor, în care să fie mântuiți. Prin mai mare în Israel, ca națiune, Israel respinge pe Hristos. Dumnezeu ia și aruncă la coada ringului. Și așteaptă încă istoria vremea pe el, pe seminții, să plângă pe cel ce l-au stăpuns. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer tăcere de aproape o jumătate de ceas. Apoi vede înaintea lui Dumnezeu pe cei 7 îngeri care primesc cele 7 trâmbițe. Apoi a venit un înger, s-a oprit în fața altarului, o cădeleță de aur, o umple cu focul de pe altar și de data aceasta aruncă focul pe pământ. Aruncă focul pe pământ.
Pagina în cădernița lui, la fund de tămâie, și la rugăciunile Sfinților, care se ridicau înaintea lui Dumnezeu. Am citit despre ei sub altarul lui Dumnezeu. Până când să vine, Doamne, mai stați un pic până se va plini numărul tovarășilor voștri de slujitori. Cei șase îngeri pleacă din fața lui Dumnezeu și încep să sune cele șapte trâmbițe. Înainte să terminăm, vă spun doar ce se întâmplă și aș vrea să încheie cât că a ajuns pe dimineața aceasta. În primul rând, când sună trâmbița întâia, pământul și iarba și copacii sunt lovite de pedepsele lui Dumnezeu. Când sună trâmbița a doua, oceanele sunt lovite de pedepsele lui Dumnezeu. Când sună trâmbița a treia, apa râurilor este lovită de pedepsele lui Dumnezeu. Când sună trâmbița a patra, aerul, soarele, stelele. Și dintr-o dată, între cele patru trâmbițe, apare un vultur care zboară. Una din vulturile vii avea chipul unui vultur care zboară. Deci este tronul lui Dumnezeu care vorbește din nou. Și vin și se rostesc trei vaiuri, una după alta. Da? Trei vaiuri, una după alta. Vom reveni la ele. Când sună trâmbița a cincea, boli cauzate de păcat, cum nu s-a mai pomenit pe fața Pământului, încep să se înmulțească. Și vom vedea data viitoare, dragii mei, multe dintre ele sunt aici printre noi. Nu numai că le fac, și găsesc de bun pe cei ce le fac. Și în felul acesta, păcatul a devenit normă. It's not politically correct to quote the Bible. Is it true? Îndrăznește să spui ceva. Ești linșat astăzi. Dacă ai curajul să condamn păcatul, trâmbița șasea, o treime din oameni, mori. Eu vreau să deschide o altă paranteză, capitolul 10 și 11, înainte să sune ultima trâmbiță. De ce? Pentru că ultimul sunet de trâmbiță aduce sfârșitul istoriei. La sunetul trâmbiței, împărăția lumii acestea trece în mâna lui Dumnezeu și a slujitorilor lui. Și Dumnezeu va mântui cei de mântuit și va pedepsi cei de pedepsit. Dar, din păcate, capitolul 9, versetul 20, în ciuda faptului că mâna lui Dumnezeu apasă asupra acestei planete, textul spune, tot nu s-au pocăit. Tot nu s-au pocăit. Spuneți-mi, cât de mult și cât de tare vrei să apese mâna lui Dumnezeu, s-o rup cu viața, murdarea pe care trăiesc, cu fățărnicile și cu măștile pe care le port. Dumnezeu nu dorește moartea pentru suflet. Și vrea să ne întoarcem de la căile noastre rele și să ne pocăim, să ne întoarcem la El, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu, să ne dovedească vinovat, să cerpește păcatul, nevierirea și judecata, să te aducă în fața scaunului Harului, ca să te putem îndura de vreme, pe nevoie. Amin. 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 Mulțumim frumos de vreme. Ai tot în capitolul 8 și 9, Dumnezeu va prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul. Am citat din Apocalipsa 11. Dumnezeu va prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul. Imaginați-vă că noi suntem chiriași în casa lui Dumnezeu și în curtea lui Dumnezeu. Spuneți-mi cum se simte El când am umplut pământul de murdărie. Știu că eram imediat după Revoluție, lângă Sibiu, cu fratele Țorna, știți,
vreo 3 zile să povestim. Și am ieșit în plimbă, un loc extraordinar de frumos. N-am făcut 3 pași în jurul hotelului și era murdărie peste tot. Nu puteam lua prin pădure de hârtii, de mizerie, de cutii de conserve. Am zis, cum se simte Dumnezeu care ne-a închiriat grădina Lui? An mai târziu am fost în Schloss Niedersee, undeva în Austria, câteva zile, cu un grup de frați care am mers să studiem Scriptura și veneam spre casă. Dacă mergi în Austria, nu vezi o hârtie pe jos. Dacă cobori în 89, mergeam spre Anglia cu două dacii, fratele noștri cu mine și cu revestele noastre, ne-a prins noaptea pe autostradă și am coborât pentru un sat. Cum aveam două dacii în proiect, ne puteam face un pat, n-aveam noi bani de hotel. Și ne-am tras undeva în colțul satului ca să ne tragem pe parte sub pădure, să ne punem capul pe banchete. Dimineața când ne-am întors înapoi, era un soar cu granjul, cu animale, în spatele caselor, era gunoiul frumos aranjat, gunoiul de daci, flori peste tot. Noi am rămas absolut căscați în 89, era înainte de revoluție. Dragii mei, când întorceam din Schloss Niedersee, în mașină eram vreo 8 români. Unul dintre ei ca un măr. Și când a terminat de mâncat măr, a avut coceanul în mână, a deschis fereastra, să arunce coceanul pe fereastră. Ceilalți din mașină, bum, parcă un vulcan a sărit de sus. S-au strigat la el. El era medic, zice, da, ce aveți? E biodegradabil. Dar a fost suficient 2 săptămâni în Austria ca să se întâmple ceva cu noi și să zicem, măi, grădina lui Dumnezeu, nu poți să faci exact ce vrei. Observați ce spune Scriptura în capitolul 11. Dumnezeu va prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul. Întrebarea este, nu cumva sunt și eu între ei? That's the question for what follows. Dacă încerc o privire de ansamblu, atunci îndrăznesc să spun, din câte am înțeles eu Apocalipsa, vă rog să nu credeți o boabă din ce vă zic eu. Eu sunt un biet muritor, am citit destul de mult Apocalipsa și un gros de comentarii pe ea, trebuie să-mi dau lucrarea de doctorat pe cartea asta, dar din câte înțeleg, pecețile sunt o recapitulare a istoriei și primele 6 mă duc până la cruce. Când se lucră pe citea 6, apare mielul și mânia lui, și în brații Pământului se îngrozesc, dar în loc să se verse mânia lui Dumnezeu, imaginea se mută și intrăm în paranteza din capitolul 7, în care Dumnezeu îngăduie ca istoria să continue, ca tu și cu mine să putem intra pe porți în cetate, să ne spălăm hainele în sângele lui Hristos. Să fim curățiți de păcat. Dar, acolo la cruce, unde Domnul Iisus ia pedeapsa păcatelor noastre asupra lui, poporul său, strigă, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Este adevărat, Domnul Iisus se roagă și spune, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Și tocmai de aceea, la lăsare, Petru, sau Dumnezeu prin Petru, îi oferă mântuirea. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, pe iertarea păcatelor, și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Din păcate, în capitolul 4 din Fapte, poporul Israel, prin mai mare lui, resping definitiv pe Mesia. Cortina cade, în anul 70 se dărâmă templul. În anul 135 se are Ierusalimul și Israel pleacă într-o robie care a durat milenii. Abia în 15 mai 1948 se reînființează statul Israel. Vedem odată din Anglia și am aterizat în aeroportul din Budapesta și nu putea arunca un ac în aeroport, absolut înțesat. Bagaje uriașe. Când m-am tras mai aproape, toți vorbeau rusește. Erau evrei care se întorceau acasă. Până când rușii au început să se întoarcă acasă din robia siriană, de pe acolo se iau creștinii. Până atunci, românii erau comunitatea cea mai numeroasă în Israel. Din pricina pogromului din 1918, au trecut putul, s-au așezat în nordul Moldovei, pe la Iași și prin satele acelea erau o mulțime de evrei. Dar pe urmă s-au tras spre casă. Iar acum au venit rușii și au umplut țara.
Este incredibil să vezi istoria curgând. Dar când sună trâmbițele, se amplifică după cruce pedeapsa, de la o treime la o pătrime. Și trâmbițele te duc până la sfârșitul istoriei, când pe titanul judecății lui Dumnezeu se așează pe unii și pe alții, pe unii răspătește, pe alții pedepsește. A sosit vremea să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul și să răsplătești pe proprii tăi proroci. Dragii mei, când Dumnezeu vizitează istoria, El trebuie să pedepsească cei de pedepsit, să mântuiască cei de mântuire. Cu alte cuvinte, din capitolul 6 până în capitolul 11 este măturată întreaga istorie pe linia blestemului. Originea peceților, ați văzut, în ziua de astăzi, este judecata din Eden. Teologii spun, calul și călărețul de pe calul alb trebuie să fie anticrist, pentru că cei patru cai trebuie judecați împreună. Sunt chemați de tronul lui Dumnezeu, unul după altul în istorie. Eu zic, that's ok. Dar dacă mă întorc în Genesa, văd că în aceeași judecată Dumnezeu cheamă pe scena istoriei principiul diluinței, calul alb, capitolul 3, versetul 15 din Genesa, sămânța femeii s-a zdrobit capul, numai Hristos a pornit biruitor ca să biruiască. Anticrist niciodată nu va fi biruitor, va fi strivit cu suflarea gurii lui Hristos. Și pe urmă Dumnezeu cheamă prin făpturile vii pe tronul sau pe scena istoriei, cai după cai, te aduc pedepsele lui Dumnezeu. Și ați văzut, sunt cai, pentru că calul este un animal care aleargă. Imaginați-vă pedepsele acestea alergând prin istorie și amplificându-se de la un an la altul, pe măsură că păcatele se amplifică în istoria noastră. După cum ce spuneam, efectele pedepselor cresc și sunetele trâmbițelor aduc alte și alte pedepse pe pământ. În lecția trecută, sau sesiunea trecută, am pus prima întrebare. Ce fel de Dumnezeu este acesta care rostește Apocalipsa peste propriul său popor? Mântuit prin sângele Mielului Pascal, purtați prin pustie, duși în țara promisă. Ce fel de Dumnezeu este acesta? Aș vrea în sesiunea asta să stăm în aceleași capitole să punem o altă întrebare. Ce fel de pedepse sunt acestea? Dragii mei, pedeapsă poate fi privită din două perspective. Din perspectiva cauzelor sau din perspectiva efectelor. Nu știu dacă înțelegeți diferența. De pildă, în America, în Orange County, n-a mai fost un an atât de secetos ca anul trecut. E foarte, foarte mițeală. Seceta este cauza. Efectul este uscăciunea, oamenii trebuie să sacrifice animale, să le vândă, n-au ce să le dea, pădurile ard peste tot, de la sine sau din bunăvoința celor care le-a primit. Da? Și astea sunt efectele. Și atunci, la fel în Apocalipsa, pot privi sunetul trâmbițelor prin prisma cauzelor sau prin prisma efectelor. Dați-mi voie să încep cu primul aspect, prin prisma cauzelor. Așa cum caii sunt chemați pe scenă de tronul lui Dumnezeu, trâmbițele sună la porunca lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu este cei șapte îngeri, îmbrăcați în haine albe, în cinci la brâu, cu brâu de aur, îi se îndepinde o trâmbiță. Și la porunca lui Dumnezeu încep să sune trâmbițele respective. Pentru că eu încerc să obosesc, Cornel, poate m-a ajuns să citești din texte și să-ți aș dau un microfon. Lunile seara am o cititoare care e acolo în fiecare seară și cel puțin îmi scutește ochii mei pe măsură ce obosesc și eu văd mai greu pe aici, chiar și pe ecran. De aceea mulțumesc de ajutor. Deci cauzele, dacă mă uit, uitați-vă pe textul din fața voastră. A venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars. Și a treia parte din copaci a fost arși. Și toată iarba verde a fost arsă. Spuneți-mi, care e cauza și care e efectul în textul nostru? Cornel, ai făcut formă. Acum mă țin un pic în discuție, pentru că mă lasă sângele coboară în stomac.
Eu nici nu vă văd bine și puteți să vă rugați cu ochii închiși pentru mine. Vă înțeleg, dar păcatul nu vă știu pe nume, că v-aș lua la drept așa. Spune, care e cauza? Crimina și foc. Deci asta este cauza. Da. Care este efectul? Copaci arși, toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Care e cauza? Munte de foc. Un munte mare de foc. Bum! Care e efectul? A treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Versetul 10. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o fărglie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele. Deci, o ploaie de foc, o munte de foc, o stea de foc, după care aerul, soare, stele, luna sunt lovite. Dar observați cauzele. Cauzele sunt poruncite de Dumnezeu, de tronul Dumnezeu. La porunca lui sună îngerii trâmbițele și în momentul acesta cauza produce efecte dezastroase pe pământ. Pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Dacă recapitulez, trâmbița întâia, o ploaie de foc, mă uit la cauze. Trâmbița doua, un munte mare de foc. Trâmbița treia, o stea care arde ca o făclie. Trâmbița patra, consecință. Cu alte cuvinte, la sunetul trâmbițelor, exact ca și la peceții, ruperea peceților, habitatul uman este lovit. Habitatul uman este contextul în care noi trăim, în care ne duce viața. Dacă n-am apă, nici măcar aparatele japoneze nu mă ajută. Dacă apa se preface în sânge, dacă totul este poluat, de ce credeți că trebuie bani pe tot felul de instrumente să avem un pic de apă curată? Când eram copil, mergeam în munții Rășmașului la izvorul Ortului. Wow! Bune erau izvoarele de acolo. Dragii mei, până și acolo s-au stricat lucrurile. Din pricina activității umane. Dar astea sunt cauzele, ploaie de foc, munte de foc, ostea de foc și consecințele care urmează. În Genesa, capitolul 19, este o discuție între Avram și îngerii Domnului, care au apărut la el în ușă și le-a dat să mănânce, după care unul a rămas să vorbească îngerul Domnului și doi s-au dus mai departe în Sodoma. Și Avram începe să negocieze cu ei oameni, dar sunt 50 de oameni. Vrei să nimicești cetatea? Zice, nu, dar sunt 50 de oameni neprieniți, n-am să nimicești cetatea. Avram zice, hei, poate că pot, I can bargain. Poate doar, nu, dacă-s 45, dacă-s 30, dacă-s 25, dacă-s 15, dacă-s 10. Zice, nici dacă sunt 10, nu nimicesc. Nu știu de ce, cred că Avram s-o pătea. Lot, nevastă, s-a ficelui, ginele ei. Cel puțin ăștia trebuie să fie în Sodoma. Dumnezeu spune, nici dacă 10 nu nimicesc. Dacă zicea, Doamne, 5 dacă sunt. Mă, nu știu ce făcea Dumnezeu. Dar textul spune, răsărea soarele peste pământ când intra Lot în Soa. Versetul 24. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora cu cioasă și foc. De la Domnul din cer. Care a fost prima cauză? O ploaie de foc. S-a mai întâmplat pe pământ? Cum să uite aici? O ploaie de foc și cuceasă din cer. Și cerul cetății au dispărut de pe fața pământului. Da, aici a fost o pedeapsă locală. Lot tocmai intra în soare. Împreună cu cele două fete, că nevastă sa a rămas castil de sare undeva în urma lui cinere și fetele lui au murit în cetate. Pentru că a zis, ești nebun, bătrâne, lasă-ne să dormim, în miezul nopții. Da. Am ieșit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Ploaia de foc care a căzut de la Dumnezeu, 26. Asta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare.
Avram s-a sculat a doua zi de dimineață și s-a dus la locul unde stătea înaintea Domnului. Și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia. Și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Un fum ca fumul unui cuptor. Aveți o imagine dintre voastre, este gândită de cineva, nu e reală. Dar este evenimentul de la Tunguska 1908. Un asteroid a explodat deasupra Pământului la 6 km deasupra și suflul acestei explozii a făcut ravagii incredibile. S-a întâmplat în 1908, între 30 iunie, la 7 și 17 minute dimineața, în Taigaua Siberiană, la Tunguska. 80 de milioane de copaci au fost răsturnați pe o suprafață de 1250 de kilometri pătrați. Imaginați-vă explozia deasupra. Copacii care au fost deasupra exploziei au fost pur și simplu, li s-au retezat crengile și-au rămas crește scobitori. Copacii din toate împrejurimea respectivă, bum, au căzut la pământ. 80 de milioane de copaci pe suprafață de 1250 km pătrați. Uitați-vă la poza din 1908 și la poza din 2008, 100 de ani mai târziu. 100 de ani și acum poți să găsești lucrurile de copaci. Și asta a fost obiată explozie la 6 km deasupra Pământului. Oamenii care erau la 10 de kilometri au fost aruncați de supra explozii. Lucru extraordinar este că n-a fost deasupra unui oraș, a fost deasupra unei păduri siberiene. Cu alte cuvinte, o ploaie de foc, un munte de foc, o stea de foc și consecințele. Toate acestea, când le privești din perspectiva cauzelor provocate de sunetele de trâmbiță. Haideți să citim textul din 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne. Trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dacă în fiecare zi pământul este bombardat de mai mult de 100 de tone de particule cosmice. În fiecare zi. Vum, noi suntem sub o ploaie care practic se dezintegrează în atmosferă și în felul acesta noi suntem scutiți. Dar dacă particulele acestea ar fi mai mari, eu când am venit în America am auzit de ISA, ați auzit și voi de povestea asta, da? V-ați uitat pe televizor cum oamenii de știință au început să-i calculeze traiectoria, ce se va întâmpla dacă atunci când trece pe la Soare, pe lângă Soare este absorbită de forțele, de gravitația de Soarelui și explodează toate. Ce extraordinare probleme vom avea noi, pământeni, toți au stat cu sufletul la gură să vedem datele din decembrie și din ianuarie. Și pe urmă au zis, dacă cum va trece pe lângă Soare, gravitația Soarelui schimbă traiectoria, dar când o pulverizează, Pământul va trece exact prin ploaia aceea de foc care se creează. Este interesant că nu le citești tu textul. În timp ce particule cosmice de mărimea unei mici de basket lovesc zilnic Pământul, obiecte de mărimea unei mașini mai mari cad pe Pământ, de câteva ori pe an și chiar și acestea se dezintegrează de obicei la impactul cu atmosfera. Recent, când un asteroid cu diametru de 1 metru a lovit Pământul în sudul țării Peru, lăsând un crater de 13 metri lângă lacul Titicaca. Aveți aici site-ul, puteți să verificați voi înșivă, dar dacă întrebați pe astronomi, veți spune, vor vorbi de brâul de asteroizi. Și oricare dintre ei poate intra în coliziune cu Pământul. Și mai nou, oameni de știință au început să inventarieze toate aceste posibilități. Să vezi doar câteva imagini de asteroizi. Au și nume fiecare dintre ele, pentru că NASA are obligația să ține cont, să calculeze traiectoria, să vadă ce se întâmplă. Acum, dacă o ploaie de foc face așa de ravagii, cum ați văzut în 1908, spuneți-mi ce se întâmplă când un munte
de foc care pe pământ. Când a sărit de dimensiuni mai mari, pot să lovească pământul. Scriptura noastră spune, și de aceea am început capitolul 45, că Dumnezeu este în controlul istoriei, că toate se mișcă după planurile Lui. Că Dumnezeu a creat pământul și l-a așezat într-un loc absolut unic în univers, dragii mei. Absolut unic în univers. Planeta pe care noi trăim este o minune. Dar minunea aceasta există și stă în picioare prin voia suverană a lui Dumnezeu. Dragii mei, textul din Petru pe care l-am citit se va împlini. Dumnezeu trebuie să rostească un singur cuvânt și totul se poate întoarce în tohuva bohu din care am originat. Uitați-vă, un cater care s-a născut în urma impactului pământului cu unul din corpul acestei cerești. Uitați-vă un alt cater sau este fundul craterului. Bum! Când a intrat în pământ. Kilometri are craterul respectiv. Suntem în Australia, în un alt crater. Mergeți până aici, în vecini de dumneavoastră și puteți colinda craterul respectiv. Uitați-vă, are 1,2 km în diametru. Ce forță trebuie să aibă impactul acesta a corpului cerești cu pământul. Toate acestea sunt cratere născute în urma impactului corpului cerești cu pământul. Incredibil. Aveți o hartă a lumii. De toți punctele de pe hartă sunt locurile în care se află astfel de cratere. Cu alte cuvinte, dacă zilnic zeci de tone, mii de tone sau sute de tone de debris, cosmică debris, lovesc pământul, atunci când obiectele respective cerești sunt de dimensiuni mai mari, ele trec prin atmosferă și impactează pământul. Acum imaginați-vă ce se întâmplă când obiectele astea sunt de mare dimensiune. Oricare din puzderii acelea de lucruri pot intersecta pământul. Oricare dintre ele. Obiecte mai mici, 140 de metri, 140 de metri, se transformă într-o ploaie de foc. Obiecte mai mari, 140 de metri, produc distrugeri regionale. Peste 20.000 de astfel de obiecte sunt cunoscute și inventariate astăzi. Peste 20.000 de astfel de obiecte, de peste 140 de metri, sunt cunoscute și inventariate astăzi. Deci dacă citesc Sfântul Trâmbițul din perspectiva cauzei, dragii mei, nu cred că este o problemă pentru Dumnezeu să genereze literalmente astfel de lucruri. Noi ne temem, discutăm, facem filme pe tema asta în zilele care trăim. Mai de mult nu știam de aceste lucruri, pentru că nu cercetam cerul așa cum îl cercetăm astăzi. Dar eu cred că trebuie să privești și dintr-o altă perspectivă sunetul trâmbițelor. În versetul 14, versetul 15, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbițe și în cer s-a auzit glasul puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecelor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea dreaptă, cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinții și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământ. Deci, a venit vremea să pui mâna pe puterea ta cea mare, să împărățești. Ce se întâmplă în momentul acela? E adevărat, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii și pe sfinții, pe cei ce păzesc sau se tem de numele tău, dar pe de altă parte, a venit vremea să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Vă dau o întrebare.
Dacă privesc sunetele trâmbițelor din perspectiva cauzelor, cine prăpădește pământul? Ai cui sunt cei șapte îngeri, cele șapte trâmbițe? De unde au plecat ei? Din fața lui Dumnezeu, înaintea tronului Dumnezeu. Cine le-a dat porunca să sune din trâmbițe? Ce s-a întâmplat? Ploaie de foc, munte de foc, stea de foc. Cine prăpădește pământul? Asta este problema. Dacă privesc din perspectiva cauzelor, atunci Dumnezeu trebuie să pedepsească pe sine. El trimite ploaia de foc, El aruncă muntele de foc, El aruncă steaua de foc. Cu alte cuvinte, noi nu putem controla și poate nici evita astfel de lucruri. Dar textul se termină așa, la ultimul sunet de trâmbiță, care aruncă sfârșitul. A venit vremea să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Spuneți-mi, cine prăpădește pământul? Mie, eu. Noi. Dacă noi suntem cei care prăpădim pământul, ascultați-mi pe Domnul Iisus vorbind acum 2000 de ani. Ferice de cei plânzi, căci ei vor moșteni pământul. Dacă acum 2000 de ani am fi ascultat pe Domnul Iisus, astăzi planeta noastră ar arăta cu totul altfel. A fi mânt înseamnă a fi ieșit din competiția afirmării de sine. Competiția afirmării de sine este responsabilă de tot dezastrul economic, social și moral de pe planeta noastră. Este responsabilă de toate războaiele care s-au purtat pe pământ și istoria asta n-a fost un petic în care să pui degetul să nu fie un război undeva pe planeta aceasta. Competiția afirmării de sine este vinovată de tot dezastrul pe care l-am adus peste planeta noastră. Spuneți-mi, ce lăsăm copiilor noștri din generație în generație? Un pământ putred. Aer rău, apă rea, pământ rău, toate sunt rele. Cine le-a stricat? Noi. Noi oameni. Trâmbița întâia, pământul iarba copacei. Trâmbița a doua, oceanele. Trâmbița a treia, apele râurilor, trâmbița patra, aerul, soarele, luna, stelele, sunt întunecate. Apoi urmează un vultur care zboară. Dar dați-mi voie să privesc lucrurile din perspectiva noastră, celor care stricăm, prăpădim pământul. Trâmbița întâia, cum ar fi să o numesc efectul deșertificare? Știți ce înseamnă deșertificare? Tot mai puțin teren arabil, tot mai mult pământ, fără niciun fel de vegetație. A doua, poluarea oceanelor. Cine e vinovat de lucrul ăsta? A treia, poluarea râurilor. În America, dragii mei, trebuie să închide nu știu câte ștranduri din pricina faptului că apa era imposibil de folosit. Poluarea râurilor. Poluarea atmosferică. Spuneți-mi, cine e vinovat de smogul din LA? Dumnezeu? Observați, dacă schimb perspectiva și iau în serios cuvintele Scripturii, trebuie să privesc realitatea în care trăim altfel. Uitați-vă la harta dinaintea dumneavoastră. 75% din pământul planetei este nearabil, impracticabil. 75%. Imaginați-vă ce se va întâmpla. Populația crește exponențial pe planetă. Pământul care poate hrăni oamenii scade din ce în ce mai mult. Ne-am fost ingenioși. Am modificat genetic toate plantele, cerealele. Și am zis, wow, am găsit soluția. Problema este că domnul doctor ne spune că trupul nu știe ce să facă cu plantele modificate genetic. Noi nu știm lucrul acesta, dar ne dor încheieturile, încep să fim bolnavi, se mulțesc bolile de toate felurile în jurul nostru și ne întrebăm, what's going on? Să nu vorbesc despre hățișul de unde electromagnetice pe care l-am făcut prin telefoanele mobile care le purtăm în mâini și prin antenele care sunt peste tot. Am văzut un documentar, m-am îngrozit, cancerul crește în mod vertiginos, dragii mei, peste tot. Cine e vinovat? Oameni. Poluarea oceanelor. Ați auzit de BP? De Golful Mexic 2010?
are o bucăt sânge. Aius Pius, Orlando Globe. Imaginați-vă tragediile ecologice pe care toate lucrurile astea le-au generat. Uitați-vă la plaja respectivă, care e reală, e o fotografie. Oceanul mai scoate din când în când, afară. Sunt marinarii care ajung în mijlocul oceanului, nu găsești un petic de ocean fără să fie cutii de conserve, plasticuri, pești cred că e plancton și le ingerează și sunt tot felul de probleme. Dar mai mult, dragii mei, cel mai poluate râuri și oceane sunt în China, în Asia, în zona respectivă. Uitați-vă acolo, se trăiește pe marginea acelei ape. Copiii se plimbă, mai culegite ceva din... se vede ceva pe ecran. Eu le văd bine la mine pe ecran. Uitați-vă cum arată apele oceanului. Asta este ce-am făcut noi cu grădina lui Dumnezeu. Ce-am făcut noi cu grădina lui Dumnezeu. Poluarea oceanelor duce pe de o parte la depopularea de pești, iar pe de altă parte la repopularea lor cu ființe care trăiesc cu mai puțin oxigen. Și astea sunt jellyfish. Da? Jellyfish. Look at one. Ăla este un om. 400 de kilograme, un jellyfish. Și vreau să vă spun, sunt tot mai multe. Acești jellyfish au distrus industria de pescuit a Japoniei. Pentru că în momentul în care arunci plasa, se prinzi pești, se umple plasa de jucării, se rupe plasa. Pescarii, în mânia lor, au început să le ucidă, să le taie. Problema este că moartea lor este un afrodisiac. Cu alte cuvinte, cu cât le ucizi mai mult, se mulțesc mai mult. Și dacă vă uitați puțin, zici că este o șosea asfaltată. Jellyfish, next jellyfish. Și asta sunt realități. Ați auzit de box jellyfish? O jucărie translucidă care are niște tentacule și care e suficient să atingă unul și una singură poate omoră 60 de oameni. Una singură. Nu se cunoaște o travă mai puternică, ca și cum ai combina toate otravele din lume. Și viețile astea trăiesc bine mersi, în apele murdare, lipsite de oxigen, care sunt din ce în ce mai multe în jurul nostru, din pricina activității noastre. Uitați-vă la poluarea râurilor.